Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! În acest video vă provoc să rezolvăm acest exercițiu care apare la capitolul expresii, însă va fi o recapitulare despre calcul cu fracții. Fracții, bineînțeles, ordinare, acelea care conțin numărător, linie de fracție și numitor. Să ne reamintim cum pot fi ele calculate, adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Te invit să-ți iei ceva descris, să-ți notezi alături de mine și mai ales să înțelegi cu adevărat care este rezolvarea. Dacă deja ai rezolvat acest tip de exercițiu care se găsește în testul 19 al cărții de evaluare națională editată de Paralela 45, te rog să-ți verifici rezultatul. Prima cerință, trebuie să arătăm că această expresie dată se poate scrie ca fiind 1 minus 1 supra x pentru orice x aparține R mai puțin valorile 0 și 2. Haideți să vedem, în paranteză avem scădere de două fracții. Pentru ca două fracții uh, să poată fi scăzute și este valabil și la adunare, ele trebuie să aibă același numitor însă observăm că prima fracție mai poate fi puțin prelucrată. La numărătorul x la puterea a treia minus 2 x la puterea a doua, poate fi dat, dat, factor comun un x la puterea a doua și să vedem ce obținem. x la puterea a doua pe lângă x minus 2, închidem paranteza, totul supra 2x la puterea a doua, minus, vom scrie fracția așa cum este, x la puterea a doua minus 4, totul supra 4x. Închidem paranteza, așa cum era în exercițiul inițial și mai departe vom efectua împărțirea înmulțind fracția dată în sau rezultatul parantezei cu fracția noastră inversată, adică în mod de împărțit la x minus 2 supra 2 avem înmulțit cu 2 supra x minus 2 și plus 1 supra 2 ce este la final. Observăm că x la puterea a doua se simplifică cu x la puterea a doua cel de la numărător cu cel de la numitor și obținem fracția x minus 2 supra 2 Minus x la a doua, minus 4 supra 4x, închidem paranteza, mulți cu x, 2 supra x minus 2 plus 1 pe 2. Totul rămâne neschimbat. Așa cum am spus, pentru a scădea cele două fracții, trebuie să avem același numitor. Numitorul primei fracții este 2, iar numitorul uh, uh, celei de-a doua fracții este 4x. Astfel că numitorul comun este. 4x, iar prima fracție va fi amplificată cu 2x. Să vedem ce obținem după amplificare. Înmulțim cu 2x întregul numărător, adică 2x înmulțit cu x, care înseamnă 2x la puterea a doua, minus 2x înmulțit cu 2, care înseamnă minus 4x. Scriem mai departe sub formă de numitor comun, 4x și atunci vom nota și numărătorul cele de-a doua fracție la numărătorul uh, comun, dacă vrem să spunem așa. Și avem minus în dreptul linie de fracție care va schimba semnul tuturor termenilor ce urmează să scriem de la numărător. Deci minus x la puterea a doua, minus cu minus 4 înseamnă plus 4. Da? Totul supra 4x o cu 2 supra x minus 2 și plus 1 supra 2. Observăm că 2 și cu 4x sau 4, că este 4 mulți cu X se simplifică, astfel că uh, obținem la numitorul primei fracții 2x, iar la numărător nu, ne ma, nu, ve, nu, nu va mai rămâne nimic. Iar când spunem nimic la mulțire, reprezintă 1. Iar la numărător va trebui să facem calcul. 2x la puterea a doua, minus x la puterea a doua, atenție, calculăm necunoscutele de același ordin. Deci, ce avem la puterea a doua, 2x la puterea a doua, minus x la puterea a doua. Semnul ce se află în fața termenului, care ne dă x la puterea a doua. Minus 4x este singur, nu mai avem un alt uh, x în componența acestui numărător, minus 4x și plus 4. Supra 2x înmulțit cu 1 supra x minus 2 plus 1 supra 2. Dar x la puterea a doua minus 4x plus 4 se poate restrânge ca x minus 2 totul la puterea a doua supra 2x, înmulțit cu 1 supra x minus 2 plus 1 supra 2. x minus 2 totul la puterea a doua, practic înseamnă că avem de două ori această paranteză. Vom tăia puterea a doua, adică vom tăia o paranteză și cu uh, numitorul fracției a doua, adică se vor simplifica și ne va rămâne x minus 2 supra 2 x, aici nu ne-a mai rămas nimic, mulți cu 1, plus 1 supra 2. Am ajuns din nou la o adunare de două fracții ordinare, ceea ce înseamnă că va trebui să am același numitor pentru a le putea aduna. Observ că prima are numitorul 2x, iar a doua are 2, numitorul comun fiind 2x, va trebui să amplificăm de data aceasta pe a doua cu x și obținem x minus 2 plus x, totul supra 2x, care înseamnă 2x minus 2 supra 2x. Va trebui să dăm factor comun pe 2 la numărător, 2 pe lângă x minus 1, supra 2x. Putem simplifica pe 2 cu 2. Atenție, niciodată să nu simplificați pe 2-ul de aici de la fracția înainte să dăm factor comun pentru că nu există simplificare în adunare sau scădere. Da? Deci după ce dăm factor comun avem 2 înmulțit cu o paranteză de abia acum putem simplifica. Reducem pe 2 de la numărător cu 2 de la numitor și obținem e de x egal x minus 1 supra x. Putem să o scriem ca două fracții, ca fiind x supra x minus 1 supra x, cum x pe x reprezintă un întreg, este egal cu 1 minus 1 supra x. Cu aceeași condiție uh, pusă de la început, care ar fi x care aparține lui R mai puțin 0 și 2, ceea ce înseamnă că va trebui să uh, nu avem 0 la niciun numitor. Mergem mai departe, și la punctul B, pentru 3 puncte, trebuie să calculăm produsul E de 3 înmulțit cu E de 4, înmulțit cu E de 5, înmulțit cu E de 6, înmulțit cu E de 7, înmulțit cu E de 8. Considerăm E de x egal 1 minus 1 supra x și va trebui să înlocuim pe rând pe x cu câte o valoare. Din uh, produsul nostru. Adică E de x egal 1 minus 1 supra E de 3 ED3 este 1 minus 1 supra 3, E de 4 este 1 minus 1 supra 4 și așa mai departe și va trebui să le înmulțim. Cum E de x este format din o scădere, când înlocuim în acest produs folosim paranteze. Haideți să vedem. Deci, cum e de x egal 1 minus 1 supra x, vom înlocui de fiecare dată pe x cu valoarea de la 3 la 8. Așa mai departe, până e de 8 este 1 minus 1 supra 8. Și va trebui să le înmulțim. Atunci, e de 3 înmulțit cu e de 4, înmulțit cu puncte, puncte, înmulțit cu e de 8, este același lucru ca și în cerință, dar putem folosi puncte, puncte, este egal cu 1 minus 3, tot într-o paranteză, înmulțit cu 1 minus 4, tot în altă paranteză, înmulțit cu, așa mai departe, 1 minus 8 într-o paranteză. Puteți să le scrieți cu puncte, puncte, dacă vedeți regula, puteți să le scrieți și uh, pe toate, cum am ales să scriu aici ca să fie mai pe înțelesul vostru așa cum am spus și la punctul A, pentru a scădea două fracții, trebuie să avem același numitor. Vom amplifica în fiecare paranteză cu numitorul necesar, respectiv 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Și vom avea 3 minus 1 supra 3, înmulțit cu 4 minus 1 supra 4, înmulțit cu 5 minus 1 supra 4, înmulțit cu 6 minus 1 supra 4, 6 înmulțit cu 7 minus 1 supra 7 înmulțit cu 8 minus 1 supra 8. Efectuăm scăderile de la numărători și avem 2 supra 3 înmulțit cu 3 supra 4 înmulțit cu 4 supra 5 înmulțit cu 5 supra 6 înmulțit cu 6 supra 7 și înmulțit cu 7 supra 8. Observăm că putem să simplificăm pe diagonale 3 cu 3, 4 cu 4, 5 cu 5, 6 cu 6 și 7 cu 8. Ceea ce rămâne este 2 supra 8. 2 supra 8 fiind o fracție. Ce mai poate fi simplificată, o simplificăm cu 2 și obținem fracția irreductibilă 1 supra 4, ca rezultat al produsului cerut. Aceasta a fost problema propusă. Aceasta a fost. Explicația. Mă bucur dacă ai urmărit până la final. Dacă ai avut de învățat și ți-a fost util acest video, te rugăm să ne apreciezi cu un like. Nu uita să exersezi uh, scriind propria idee și rezolvare pe caiet, chiar dacă uh, ascultând ți se pare o variantă simplă pe care ai putea să o reproduci. Cel mai important este să uh, scrii continuu pentru a putea reține mai ușor. Ne vedem în următorul clip cu o propunere de exercițiu de la capitolul funcții. Pa! pa!